Salutare, sunt Fran de la Train Days, mă aflu la iFit Studio, locul în care ne ocupăm cu programe personalizate de nutriție și antrenament, iar astăzi m-am gândit să abordăm un subiect foarte important pentru lumea alergătorilor și anume mușchii posturali. Stai cu ochii pe mine! Mușchii posturali sau mușchi antigravitaționali, întrucât au rolul de a menține postura corpului împotriva forței de gravitație, sunt mușchi din zona abdominală, spate și fesieri, mușchi care conlucrează pentru a susține pelvisul și alinierea corectă a coloanei vertebrale și a vă feri astfel de accidentări. În alergare, pentru ca umerii și brațele să echilibreze acțiunea picioarelor și astfel să se stabilească un ritm, este nevoie de o platformă stabilă, iar aici sesizăm rolul esențial al mușchilor posturali. Un nucleu slab provoacă negreșit abateri posturale care în timp aduc cu ele diferite leziuni precum herniile de disc. O afecțiune tot mai des întâlnită în zilele noastre în care petrecem tot mai mult timp în fața calculatorului. Din ce este compus corsetul muscular care susține trunchiul? Hai să descoperim împreună. Zona lombosacrală este articulația dintre ultima vertebra coloanei din zona lombară și prima vertebra coloanei din zona sacrală, ca o balama deosebit de mobilă și fragilă. Aici se găsește iliopsoas, adică mușchii iliac și psoas mare, care formează împreună cel mai puternic și mai profund mușchi flexor al șoldului, fiind implicat în opunerea căderii posterioare a trunchiului și în rotația externă a acestuia. El leagă extremitatea superioară de extremitatea inferioară, adică coloana vertebrală și picioarele, iar acest lucru îl face un mușchi postural cheie, precum și mușchiul motor și stabilizator a două balamale diferite. Articulația coxofemurală, adică șoldul, și coloana lombară. Mai avem mușchii lombari, adică erector spinali, prea puțin antrenați de către alergători, cu rol important în protejarea coloanei vertebrale. Mai sus avem mușchiul mare al spatelui, adică lat dorsal, care asigură stabilitatea generală de la umăr, centura scapulară, până în regiunea lombosacrală. Unele persoane stau cocoșate la birou întreaga zi, având o postură toracică defectuoasă, iar alergarea necesită o extensie adecvată prin intermediul coloanei toracice și o rotație. Ne mutăm în față. Mușchii abdominali, care ne oferă forță prin stabilitate, controlând mișcarea pelvisului și a coloanei vertebrale, iar în alergare, rolul lor principal devine să opună rezistență mișcărilor nedorite ale trunchiului și să mențină poziția lombosacrală în timp ce brațele și picioarele se mișcă. În abdomen există 5 straturi de mușchi: drept abdominal, piramidal, oblic extern, intern și transvers abdominal. Straturile superioare ajută la înduirea și răsucirea trunchiului, iar cel mai profund strat, numit și transversul abdominal, este o bandă peste stomacul inferior care ține trunchiul împreună și e situat între oblicul intern și cel drept abdominal. Fibrele sale sunt orizontale, formând un efect de tip corset în jurul organelor interne, al coloanei vertebrale și al coastelor. Așadar, oferă stabilitate prin compresie. Mare atenție că mușchii superiori ai spatelui și cei fesieri au rol de susținere. Mușchii posturali posteriori, adică cei din zona mediană și lombară a spatelui, sunt cei mai importanți. În încheiere, nu uitați like, share, subscribe dacă v-a plăcut acest material și nu uitați să activați și clopoțelul pentru a fi la curent cu ultimele informații pe care le postăm. Vă invit să lăsați sub formă de comentariu noi idei pe care le putem aborda în emisiunile următoare. Stați flexați!